Domnul să fie lăudat pentru bunătatea Lui cea mare, pentru dragostea de neegalat pe care a arătat-o față de fiecare dintre noi și pentru această binecuvântată ocazie de a învăța din cuvântul Său. Ce mare privilegiu este să învățăm din cuvântul Său. Lucruri care sunt esențiale pentru viață. Nu este vorba de a ne forma o cultură generală, a ști anumite lucruri. Sunt lucruri de viață și de moarte, lucruri care ne vor feri de căderi, lucruri care ne vor ajuta să intrăm într-o stare de suflet deosebită, lucruri care ne vor da discernământ în situații dificile. Cu această ocazie vom studia despre un principiu care l-am tot văzut în viață evidențiindu-se și este un adevăr, acest principiu e un mare adevăr și un principiu pe care îl vezi quasi întâlnit, perpetu, în toate afacerile vieții, în toate lucrurile vieții, în fiecare cale, în viața fiecărui om, principiul acesta e prezent. Și anume, câștigi ceva cu prețul la altceva. Întotdeauna e vorba de câștig și pierdere. Câștigi un lucru, dar trebuie să pierzi un alt lucru. Întotdeauna este vorba de a câștiga ceva în detrimentul a altceva. Câștigi și pierzi. Acum, sigur, depinde ce câștigi și depinde ce pierzi. Este foarte posibil ca ceea ce câștigi să nu fie în realitate un câștig valoros, să fie din contră numit în, la bursa de valoare a celului ca fiind pierdere, ca fiind eșec. Dar întotdeauna principiul este valabil și cu cât îl recunoaștem mai bine, înainte de a intra în întreprindere a face alegeri, cu atât e mai valoros pentru noi. Cu cât știm ce vrem să câștigăm, și întotdeauna care este prețul pe care trebuie să-l plătim, pentru că este așa. Ți se pare ciudat acest raport și anume că toate lucrurile au un preț? Poate crezi că lucrurile nu stau așa, dar aceasta este doar o înșelăciune amarnică. În realitate, câștigi ceva cu prețul la altceva. Sigur, dacă te aranjează, dacă se merită din perspectiva ta, e în regulă dacă ești mulțumit cu lucrul acesta, dar cel puțin ar trebui să fii conștient că acesta este un principiu pe care nu-l poți ignora, nu-l poți elimina. Îl poți ignora, sigur, dar cu lucrul acesta nu va duce la anularea lui, la anularea realității lui în viața ta. Toate lucrurile se câștigă cu prețul la alte lucruri. Este o lege și ar trebui să o înțelegem pentru a nu eșua și a nu ajunge să fim frustrați și dezamăgiți în final. Pentru că să ne trezim că de fapt a fost un preț prea mare, un preț pe care n-am fost dispus să-l plătim, un preț pe care nu l-am înțeles, că dacă l-am fi înțeles, poate nu am fi ales un lucru cu prețul, un preț atât de mare. Acest adevăr provine din înțelegerea faptului că trăim într-o lume a contrariilor, a lucrurilor care nu se împacă, ci se exclud reciproc. Este binele și răul. Când alegi binele, întotdeauna trebuie să renunți la rău. Dacă alegi rău, trebuie să renunți la bine. Este neprihănirea și păcatul care se exclură reciproc. Vrei una cu prețul celeilalte. Întotdeauna există lumina și întunericul, există Dumnezeu și Satana. Înțelegând aceste contraste, exprimate foarte clar în a doua Corinteni 6 cu 14 la 16, nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși, că ce legătură este între neprihănire și fără de lege. Vrea să spună, prin însăși natura întrebării, că nu există o legătură, ci aceste lucruri se exclură reciproc, n-au legătură între ele. Vrei una? Întotdeauna când vrei una, te-ai gândit, trebuie să te gândești că e cu prețul celeilalte. O vrei pe cealaltă? O poți obține, dar cu prețul celeilalte. Trebuie să sacrifici ceva pentru altceva. Așa stau lucrurile. Cum poate sta lumina cu întunericul? Nu pot să stea împreună pentru că apariția uneia implică neapărat dispariția celeilalte. Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Sau cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? De ce spune lucrul acesta? Pentru că în mentalitatea multora dintre noi, dintre oameni, credem că lucrurile se pot împăca totuși. Credem că putem obține două lumi, credem că putem obține ceva fără prețul altceva, fără să sacrificăm altceva. Dar asta este doar în mintea noastră înșelată. Lucrurile nu stau așa în realitate și până la urmă vom întâmpina decepția.
Este o filozofie păgână care stipulează că răul și binele se înțeleg și că nici nu pot să fie unul fără altul, dar acest lucru este doar un sofism. Dacă alegem binele, trebuie să renunțăm la rău și invers. Bine, una dintre primele întrebări care se naște, că câștigi ceva cu prețul la altceva, că trebuie întotdeauna să plătești ceva pentru a obține un anumit lucru, se naște întrebarea, nu este oare mântuirea un dar și nu costă nimic? Da, dintr-o perspectivă este adevărat că mântuirea este un dar, așa cum spune în Efeseni 2 cu 8, căci prin har ați fost mântuiți, prin credință și aceasta nu vine de la voi, ce este darul lui Dumnezeu. Aici ni se spune că mântuirea este un dar de la Dumnezeu, pentru că oamenii nu o pot plăti cu bani sau cu altceva. Este ceva făurit de Dumnezeu care li se oferă în dar. Dar asta nu înseamnă că cineva nu a plătit un preț pentru mântuire. Știm foarte bine că cineva a trebuit să plătească un preț. N-a fost posibilă fără preț mântuirea. S-a putut câștiga salvarea oamenilor și anumite aspecte, dar cu un preț întotdeauna. Asta a însemnat că Dumnezeu a luat o decizie și a trebuit să-L coste foarte mult, că a trebuit să dea pe singurul Său Fiu. A trebuit să-L trimită în lumea noastră, să se despartă de El. A fost un preț care, într-adevăr, Dumnezeu a stat în balans. Nu fără luptă, scrie Spiritul Profetic, nu fără luptă Dumnezeu a trimis pe singurul Său Fiu. L-a costat o luptă. Când a calculat prețul, ar fi vrut să obțină lucrul acesta, dar era un preț mare, îl putea obține cu un anumit preț. 1 Corinteni 6 cu 20 vorbește despre acest aspect, căci ați fost cumpărați cu un preț, proslăviți deci pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. De ce? Le-a plătit, le-a cumpărat, nu? A trebuit să plătească un preț pentru a obține ceva. Așa merg lucrurile. În univers și în viață, nu? Așa merg lucrurile. 1 Petru 1 cu 18, că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu aur sau argint, ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Observați că știți că nu cu lucruri ați fost cumpărați. Există un preț. Și pentru mântuire există un preț. Din altă perspectivă, chiar și noi pentru a ține mântuirea, plătim un preț. Desigur, mântuirea în esență înseamnă absența păcatului, că până la urmă ce-i mântuirea care e un dar? Ce-i mântuirea? Mântuirea înseamnă scăpare de ceva, renunțare la ceva, ne-o dă Dumnezeu, sigur, gratuit, dar în același timp trebuie să alegem ca să alegem mântuirea în detrimentul la altceva, în detrimentul păcatului. Ce credeți? Se poate că e fără preț mântuirea, o putem obține mântuirea, că e dar de la Dumnezeu, concomitent cu păcatul. Înseamnă că trebuie să renunțăm la ceva, nu? Așa cum scrie în Matei 1 cu 21, ea va naște un fiu și vei pune numele Iisus pentru că El va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Deci îți dă mântuirea, îți dă neprihănirea, dar cu prețul păcatului. Sigur, când ne gândim la ce preț este să renunțăm la păcat, când gândim realist și când gândim sănătos, este clar că e un preț care merită plătit să renunțăm la păcatele noastre ca să primim neprihănirea lui Dumnezeu gratuită. Ezechiel, raportul acesta că există un preț, se vede foarte bine și în ceea ce privește promisiunea lui Dumnezeu de o inimă nouă. Ezechiel 11 cu 19 la 21, le voi da o altă inimă, voi pune un duh nou în voi. Dar acelora a căror inimă simte plăcere față de idolii și urăciunile lor, le voi întoarce faptele asupra capului lor. Deci observați că Dumnezeu promite o inimă nouă, dă o inimă nouă care e darul Lui pentru noi, dar aceia care țin plăcere pentru idol și păcat, observăm că aceștia nu plătesc prețul pentru inima nouă. Există un preț pentru inima nouă. Să nu simți plăcere și să nu-ți iubești, să nu iubești păcatul. Efraim s-a lipit de idol, lăsați-l în pace. Măcar că mântuirea este și pentru Efraim gratuită, nu? Dar Efraim nu e dispus să plătească prețul. Efraim vrea mântuirea, dar vrea și idolii. Nu? Credeți că e posibil așa ceva? Trebuie să ne desmeticim. Nu este posibil să obții tot ce vrei. Obții ceva. Da, poți obține ce vrea, ce-ți doresc, dar cu prețul la altceva. Întotdeauna este așa. Întotdeauna e de plătit un preț și doar în mintea noastră bolnavă
credem că nu se plătește ceva. Plătim cu vârf și îndesat fiecare lucru. Important este că la sfârșit, când ai câștigat ce ai dorit, să fii mulțumit și fericit, indiferent de cost, indiferent de preț. Să nu te trezești că prețul pe care îl plătești nu se merită. De fapt, este imens și nu s-a meritat să plătești așa ceva. Îți dorești pe Hristos? Există un preț. Matei 13:44-46, împărăția cerului se aseamănă cu o comoară ascunsă într-o țarină. Omul o găsește. O ascunde și de bucuria ei, se duce de vinde tot ce are și cumpără țarina aceea, propriu zis, ce vinde el, prețul care îl plătește și îl costă tot. Nu acopere nici de cum comoara. El cumpără țarina ca să poată obține comoara. Comoara nu se poate, comoara e dar. Hristos nu-l putem plăti cu nimic, nici cu efortul, nici cu fapte bune, nici cu pocăință, nici cu rupere de păcat. Noi nu plătim mântuirea prin faptul că plătim acest preț, pentru că ea nu poate să fie plătită. Dar omul, citim că totuși are de plătit un preț ca să obțină comoara, nu? Trebuie să se dispenseze de orice alt lucru ca să poată pune mâna pe comoară. Trebuie să cumpere țarina. La fel este... Împărăția cerului se mai aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoasă și când găsește un mărgăritare de mare preț, se duce de vinde tot ce are și îl cumpără. Observăm că există un preț. Tot ce are omul. Asta nu înseamnă că el plătește mântuirea, dar ăsta este prețul ca să obțină. Trebuie să se desprindă și să renunțe la orice lucru l-ar împiedica ca să obțină acel lucru. Obține acel lucru, dar cu costul tuturor lucrurilor. Renunță la tot ca să pună mâna. El e fericit, zice că de bucuria ce o are. Face lucrul acesta când cântărește, el își dă seama că se merită. El este foarte fericit de achiziție, foarte fericit de schimb. E foarte fericit să facă lucrul acesta. Orice sacrificiu nu-i se pare mult pentru că el evaluează corect lucrurile. Citim în Filipeni 3:8-9, Apostolul Pavel spune, ba încă și acum privesc toate aceste lucruri, iar în toate aceste lucruri erau rubedeniile lui, nașterea lui într-un anumit popor, într-o anumită clasă privilegiată. În aceste lucruri se numărau de asemenea mândria lui, imaginea lui publică pe care și-o crease ca și campion și ca vedetă în poporul său, mândria sa, ce făcuse el în viață, neprihănirea proprie pe care și-o zidise de om, cum se cade și om deosebit care era apreciat, toate lucrurile acestea le-am socotit ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Din nou se vorbește de preț. Pentru el am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Observați, câștigi pe Hristos, dar cu prețul celorlalte lucruri. În mintea noastră nu e foarte clar principiul acesta. Trebuie să recunoaștem și aș vrea ca să nu fie doar un joc de cuvinte. Noi credem că îl putem obține și pe Hristos împreună cu foarte multe alte lucruri care sunt contrari, care de fapt reprezintă prețul pe care trebuie să-l plătim ca să-l câștigăm pe Hristos. Și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ceea ceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credința. Pentru El am pierdut totul. Acesta a fost prețul. Și nu consider că am dat un preț mare, ci din contră este vorba ca un gunoi să o cotesc tot ce am. Nu-l văd ca un sacrificiu, ci din contră văd că valoarea lui Hristos este inestimabil de mare. Dom'le, de ce omul a fost dispus fără să clipească, să facă tranzacția, să plătească prețul și nu s-a uitat înapoi, n-a stat să negocieze, n-a mai stat să cântărească și să pară, vai ce frustrant este, vai ce amărât sunt, vai ce viață nenorocită, vai ce de privațiuni și ce lucruri la câte am renunțat. Nici de cum, lucrul acesta el l-a spus, este ca și când aș fi renunțat la un gunoi, dar prețul trebuie plătit cu siguranță. A merge după Hristos se face cu un preț. Și anume, trebuie să mergi după El. Pe unde merge viața Lui și drumul Lui, nu? Dacă ai fi ucenicul Lui și dacă El astăzi ar fi literalmente, El este prin Duhul Său prezent în lumea noastră, prezent în viața oamenilor, El se identifică cu toți oamenii, dar dacă L-am vedea în persoană fizică, umblând, a merge după El
implică a te ține pas cu pas exact pe unde duc pașii pe drumul lui. Asta implică să renunți la drumul tău, la felul în care vezi tu lucrurile, prioritățile, viața, și asta așa te ține legat de el. Pe unde merge el, ești și tu, ești umbra lui, nu? Înseamnă renunțare la calea ta. Domnul Iisus o spunea foarte clar în Luca 5, 27, 28. După aceea Iisus a ieșit afară și a văzut pe un vameș numit Levi, șezând la vamă. Vă gândiți că la vamă era confortabil să stai. Era meseria ta cu care erai învățat, care ți asigura traiul, mai decent sau mai puțin decent, mai îmbelșugat sau mai puțin îmbelșugat, dar era locul tău. În fiecare zi te duceai acolo, câștigai ceva. În cazul lui Matei era destul de bine. În cazul ucenicilor celalți, Petru, Ioan, fraților, erau cu plasele de pește, dar era ocupația lor pe care erau siguri, și Iisus le-a spus: vino după mine. Vameșul a lăsat totul, s-a sculat și a mers după el. A merge după el, observați, vameșul întâi a lăsat totul, după aceea a mers după el. E un preț. Vrei calea lui, renunți la calea ta. Vrei să mergi pe drumul lui, întotdeauna renunți la drumul tău. Fără prețul acesta n-ai cum să fii cu el. N-ai cum să mergi după el, n-ai cum să fii ucenicul lui. Ne-am lăsat totul, spunea, și te-am urmat. Observația, au plătit un preț. Unii oameni nu sunt dispuși să plătească prețul acesta sub nicio formă. În imaginația lor, ei cred că merg cu Iisus, dar de fapt nu au plătit niciodată prețul acesta. Ei merg tot pe calea lor, nu s-au dispensat niciodată de nimic, nu sunt dispuși să plătească prețul acesta, dar sunt amăgiți crezând că sunt cu Hristos. Locuirea și manifestarea lui Hristos în viață se obține cu un preț. Ca să fie El, trebuie să renunți la ceva, trebuie să plătești prețul, trebuie să nu fii tu. Este ori el, ori tu, adică ori eu. Eul trebuie răstignit ori de câte ori vrei ca să se manifeste el. Și lucrul acesta e foarte clar. Contrastul acesta, că obții ceva cu prețul altceva, este foarte clar explicat în Luca 9:23. Apoi a zis tuturor: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, observați, acesta este prețul. Să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Mergeți după mine, viața mea o puteți avea, dar în cazul acesta trebuie să renunțați la voi înșivă. Apostolul Pavel enunță foarte clar acest lucru. Câștigă ceva viața lui Iisus în detrimentul vieții lui, eului său. Am fost răstignit, Galateni 2:20, împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, Hristos trăiește în mine. Observați, întotdeauna pe balanță. Dacă am vrut să trăiască Hristos în mine, nu mai trăiesc eu. Vreau să trăiesc eu? Adio! Ia-ți gândul de la manifestarea lui Hristos în viața ta. Va fi eu. Eu, tu obișnuit, felul tău de manifestări, alegile, tipicul tău, specificul tău. Totul însemnând eu. Vrei Hristos, specificul lui, viața lui, felul lui. Atunci trebuie să plătești prețul acesta. Și desigur știm că noi ne-ar place, ca idee, ne-ar place Hristos, locuirea lui Hristos, dar nu plătim prețul. De ce? E ușor să vorbim de neprionire prin credință. E ușor să vorbim de fapt de faptul că omul este un nimic, dar când e vorba să fii făcut nimic, realmente să alegi poziția nimicului, nu alegi niciodată. Ești foarte supărat dacă cineva te face nimic. Putem vorbi de ce înseamnă Hristos în noi și frumusețea acestui adevăr, dar în realitate nu plătim prețul, nu suntem dispuși. Euul trebuie să fie încă mare și tare susținut. A doua Corinteni 4:10, purtăm întotdeauna cu noi în trupul nostru omorârea Domnului Iisus, pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru. Observați, acesta e prețul, să porți în fiecare zi ce? Semnele răstignirii, să-ți iei crucea în fiecare zi, să o porți în tine și să fie euul pus pe cruce, pentru ca viața lui să se arate în tine. Din altă perspectivă, orice bine pe care îl faci costă. Un bine real, mă refer la un adevărat bine. Orice bine pe care vrei să-l faci costă. Costă ceva, renunțare la altceva, nu? Este renunțarea la sine în favoarea
altora. Așa se face binele, nu? Faci bine, dar cu un preț. Binele costă. Renunțarea la tine, de dragul altcuiva. Este vorba renunțarea la eu-ul tău, că ai putea să faci altceva cu banii, cu mijloacele, cu timpul respectiv. La căile tale, la mijloacele tale, chiar renunțare la orgoliu tău. Pentru că oamenii pot să nu aprecieze binele pe care îl faci. E un preț de plătit întotdeauna. Ești dispus să plătești binele? Vrei să trăiești o viață în care să faci numai bine? Se poate lucrul acesta, dar întotdeauna există un preț de plătit, nu? Timpul, în loc să fie dedicat pentru tine, îl vei dedica pentru alții. Mijloacele, în loc să fie dedicate pentru tine, vor fi dedicate altora. Atenția! Ce-mi trebuie, ce am nevoie, în loc să fie dedicată ție, este dedicată altora. Până și orgoliu trebuie să-l sacrifici pentru faptul că, deseori, așa cum aminteam, oamenii nu se aprecieze binele pe care îl faci. E un preț, ești dispus să-l plătești. Apostolul Pavel spunea în 1 Corinteni 9 cu 20, cu iudeii m-am făcut iudeu ca să câștig pe iudei. Cu iudeii m-am făcut ca un iudeu ca să câștig pe iudei. Cu cei ce sunt sub lege m-am făcut ca și când aș fi fost sub lege, măcar că nu sunt sub lege. A fost dispus să intre în templu de dragul lor, măcar că știa că ceremonialismul și toate astea îl predicase, dar a fost dispus să se lase mai jos. Nu, să renunțe și la orgoliul lui, pentru ca să facă bine, să-i câștige. Era un preț, nu. Dacă ești tare și mare, nu poți să plătești prețul acela și e clar, nu-l ajut și rămâi la felul tău. Cu cei ce sunt fără lege, m-am făcut ca și când aș fi fără lege, măcar că nu sunt fără o lege a lui Dumnezeu, ci sunt sub legea lui Hristos, ca să câștig pe cei fără lege. Am fost slab cu cei slabi. E foarte greu să te faci slab când simți destulă tărie și că simți că ești destul de puternic, nu? Să te faci slab, să te lași mai jos. M-am făcut tuturor totul ca oricum să mântuiesc pe unii dintre ei. A doua Corinteni 12 cu 15 și eu voi cheltui prea bucuros din ale mele. Observați că e un preț. E mai mult decât bani și mijloace. Mă voi cheltui în totul. Și pe mine însumi, uneori înseamnă să te consumi, să te arzi, așa cum spunea tot el, spunea cine cade și eu să nu ard, înseamnă să te consumi, să-ți consumi viața. Nu o să poți pune, retrăi sau pune pe o altă rută, pentru că trebuie să alegi o rută aceea. Pentru sufletele voastre, dacă vă iubesc mai mult, sunt iubit cu atât mai puțin, fie și așa. L-a fost interpretat greșit. L-au făcut și râd, au făcut viclean, au râs, l-au bajocorit, măcar că el cheltuia și se cheltuia pentru ei. Dar când faci bine, trebuie să plătești prețul. Trebuie să te gândești bine, vrei să faci lucrul acesta? Se merită? Dacă crezi că se merită, plătește prețul și este în regulă. Vei fi fericit și va fi bine. Un alt lucru care se exclude reciproc, câștigi ceva cu prețul altceva, este Dumnezeu și lumea. Lumea aceasta, mă refer nu la oameni, la sufletul oamenilor, mă refer la lume ca și creația diavolului, adică stilul de viață, valorile lumii acesteia. Nu putem obține lumea concomitent cu Dumnezeu. Lumea cu ale ei și Dumnezeu cu valorile lui sunt lucruri care se exclu reciproc. Trebuie să ne gândim, obțin ceva cu prețul altceva. Uitați-vă bine ce sunt lucrurile lui Dumnezeu, valorile lui Dumnezeu, gândiți-vă la ce oferă lumea cu ale ei. Și uitați-vă bine, cântăriți, dar trebuie să știți că în momentul când alegeți un lucru, îl facem cu prețul acelui la lucru. Îl iau pe acesta, acesta îl va exclude pe celălalt. În 1 Ioan 2 cu 15, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume, dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Că și tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor, lăudărășia sau mândria vieții nu este de la Tatăl, ci este din lume. Obții lumea cu lucrurile ei, cu vanitate, cu materialism, dar în detrimentul pierderii lui Dumnezeu și tot ce implică Dumnezeu. Trebuie să te gândești bine. Iacov 4 cu 4, din nou mi se spune, suflete adultere, prea curvar, aici este vorba nu de adulterul fizic, e vorba de un adulter al sufletului, o infidelitate. Nu știți, asta e problema. Observați ignoranța noastră, încercarea de a nu vedea adevărul acesta foarte tranșant, foarte clar. Nu știți că prietenia lumii e vrăjmășie cu Dumnezeu. Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, să știe foarte bine că se face vrăjmaș cu Dumnezeu. În sufletul tău va crește antipatia față de Dumnezeu și lucrurile lui Dumnezeu.
Vrei asta? Bun, dar trebuie să fii conștient că trebuie să plătești cu Dumnezeu și ce înseamnă lucrurile lui Dumnezeu. Și diavolul m-a spus foarte clar, exact în aceeași termen, tranzacția. Diavolul l-a dus pe Iisus pe munte foarte înalt, i-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și le-a zis: toate aceste lucruri ți le voi da ție dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Dacă este, am putea spune, cu alte cuvinte, cu prețul, cu costul acesta, ți le dau, dar te costă ceva, uite, dacă chiar vrei să le iei, toate ți le dau, dar cu prețul acesta, te închin și te supui mie. Oamenii nu vor să vadă adevărul în claritatea aceasta, nici noi nu vrem. Pentru că noi ne place zona gri, ne place zona în care lucrurile se întrepătrund, știți, adăugăm cuvinte, de aceea Avram și Iov n-au fost bogați. Dar ne place de genul acesta, știți, și le amestecăm. Oare cine e cu amestecatul? Diavolul este cu confuzia, Babilonul este cu confuzia, nu? Ce, că și ei au fost bogați și cum? Că uite că au fost iubiți de Dumnezeu, au fost neprihăniți și credincioși și au câștigat și pe una și pe alta. Și în concepția noastră lucrurile merg așa, dar nu merg așa. În realitate nici pe departe nu merg așa. A doua Reș 5:21. La 27 o să vedem că întotdeauna este un lucru cu prețul celuilalt lucru obținut. Și Gehazi a alergat după Naaman. Naaman care fusese sirian, bogat, poziție înaltă, dar lepros, nu? Și marea nevoie a sufletului era Dumnezeu. Naaman, când l-a văzut pe Gehazi, slujitorul Elisei, alergând, s-a dus jos din car ca să iasă înainte și a zis: este bine totul? El a răspuns: totul este bine, stăpânul meu mă trimite să-ți spun. Oh, când îl trimisese Elisei să îi spună ceva? Iată că au venit la mine doi tineri din muntele Efraim, a doua minciună, că nu veniseră doi tineri și nici stăpânul nu-l trimisese și nici totul nu era bine. Nu era bine. Nu era bine cu el însuși. Au venit doi tineri din muntele lui Efraim, dintre fiii prorocilor, dăm pentru ei, te rog, un talent din argint și două haine de schimb. Naaman a zis: fă-mi plăcerea aceea, doi talanți. A stăruit de el, a legat doi talanți de argint în doi saci împreună cu două haine de schimb, a pus pe doi din slujitorii săi să le ducă înaintea lui Gehazi. Ajungând la deal, Gehazi le-a luat de mâinile lor și le-a pus în casă. După aceea s-a dus, s-a înfățișat înaintea stăpânului său Elisei și Elisei a zis: de unde vii, Gehazi? El a răspuns: robul tău nu s-a dus nicăieri. Observați că se pierde ceva, degeaba zicem că nu se pierde nimic când cauți ceva. Au obținut bani, au obținut bani, au obținut avantaje materiale, dar a pierdut ce? Păi a pierdut sinceritatea, a pierdut puritatea sufletului, integritatea, credibilitatea, pentru că în momentul când te vede omul că pentru lucruri materiale ești dispus să sacrifici prietenia, sinceritatea, deschiderea, transparența, atunci pierzi lucruri mult mai valoroase, mai bine le-ai păstrat pe celelalte, dar acum fiecare om cântărește în felul lui. Mai bine ai rămâne integru, mai bine ai rămâne cu cineva foarte apropiat, prieten, decât să câștigi mai mult, nu? Așa zic eu. Dar nu toți vedem la fel și fiecare avem dreptul să alegem, dar întotdeauna alegem pierzând altceva. Pe lângă că a pierdut, a devenit un mincinos, un om nesincer și a pierdut integritatea sufletului, a pierdut ocazia să mărturisească despre bunătatea lui Dumnezeu, să dea dovadă că, de fapt, există oameni care nu sunt atrași de lucrurile materiale și nu pot să fie cumpărați cu așa ceva. Și aceasta e o pierdere când nu depui o astfel de mărturie. Nu. Apoi legătura cu stăpânul său, cu Elisei, care fusese atât, când începe să intervină acest lucru, a pierdut și lucrul acesta, dar a câștigat haine și doi talanți. Și a mai câștigat ceva, lepra lui Naaman, bineînțeles, care s-a lipit de el. Acea lepră era dovada leprei păcatului care se lipise de el. Era decât un semn exterior care să-l ajute. N-a fost o răzbunare a lui Elisei. Era ceva care să-l ajute să înțeleagă că, de fapt, pe banii a nenoroții și hainele, cât de frumoase ar fi fost și ce a câștigat material, a pierdut, de fapt, altceva. A fost. Există un preț întotdeauna. Trebuie să știm și trebuie să fim dispuși să-l plătim. Cu cât suntem mai conștienți de tranzacțiile acestea ale sufletului, vorbesc, nu mă refer la tranzacții financiare, deși sunt implicate și acestea și viața administrativă, întotdeauna există un preț de
plătit. Cel puțin să știm care este, să cântărim corect și să fim satisfăcuți la final. 1 Timotei 6 cu 9 la 11, cei ce vor să se îmbogățească, vrei? Ești unul dintre cei care vrei mai mult? Vrei să fii bogat? Dimpotrivă, cad în ispită și în laț și multe pofte vătămătoare. Vrei așa? Se face cu prețul acesta. Lațul și căderea în ispită, care cufundă pe oameni în prăpăt și în pierzare. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relor, în traducerea cealaltă, rădăcina multor rele. Și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință, s-au străpus singur cu o mulțime de chinuri, iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri și caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. Observați, dacă cauți să fie evlavios, cauți caracter, cauți neprihănire, viața lui Dumnezeu, trebuie să fugi de îmbogățire. Dacă fugi după îmbogățire, e clar că prețul care îl plătești este caracterul. Este caracterul. Pierzi ca și caracter, câștigi bani și lucruri. Dacă se merită, e în regulă. E în regulă, trebuie să o știi când o faci, să nu crezi că poți și una și alta, pentru că fugi după ceva și te depărtezi de altceva, plătești prețul acesta. Obținerea cunoștinței. Credeți că are un preț obținerea cunoștinței și adevăratei învățături? Este valabil, sigur, pentru toți oamenii, dar într-un mod special mă adresez tinerilor. Da? Sunteți atenți, copii tineri, sunteți pe fază. Vreți să dobândiți cunoștința adevărată? Sau vreți să rămâneți ignoranți? Oameni fără discernământ, oameni cu o capacitate mentală și sufletească redusă. Pentru că nu v-ați dezvoltat, sigur. Credeți că se plătește cunoștința? Sigur, puteți obține cunoștință, ce ziceți? Dă Dumnezeu cunoștință oamenilor, este la dispoziția oamenilor, este, dar se plătește un preț. Să nu credeți că se obține fără să plătiți un preț. Care-i prețul? Credeți că nu se plătește? Știți de ce nu obțin toți? Și obțin puțin pentru că nu sunt dispus să plătească prețul. Costă. Ce costă? Păi costă să termin cu joaca. Trebuie să pui mâna cu aviditate, trebuie perseverență, trebuie muncă, trebuie să te trezești mai devreme în loc să lenevești și să trândăvești. Ai pus mâna pe carte, îți faci rezumate, întrebi, dai telefoane, te zbați, alergi, ești perseverent, ești consumat de scopul acesta, n-ai timp atâta de joacă, nu o să stai pe telefoane, pe jocuri la calculator sau alte, la telefoane și n-o să ai timp să te întâlnești cu oameni care... anturaje care nu te înveselesc, dar discuți nimicuri, pentru că în timpul acela tu ai pierdut ocazia de a învăța. Sigur, poți dobândi învățătură dacă, spune așa cum scrie în Proverbe 2 cu 1, fiule, dacă vei primi, dacă vei căuta cum se caută argintul și aurul, o caut după o comoară să alergi după ea, atunci vei găsi cunoștința, că Domnul dă înțelepciune, dar se dă cu un preț. Asta înseamnă că trebuie să ai concentrare, muncă, perseverență, dedicare totală unui scop și renunțare la tot ce te împiedică ca să atingi scopul acela. Sigur, oamenii ar vrea, s-ar bucura ca să aibă, probabil deseori și din motivații greșite, ca să știe multe, să fie cineva, să fie apreciat pentru lucrul acesta, deși cunoștința n-ar trebui căutată din aceste motive. Dar nu-ți dispuși majoritatea copiilor, tinerilor, să plătească prețul. Și așa că au parte de anturaje, frunzăresc timpul, se joacă cum vor, viața trece și rămân ignoranți, incapabili de o misiune adevărată în viață, pentru că n-au plătit prețul la timpul potrivit. De aceea copii, cunoștință, învățătură, înțelegere, se poate câștiga, dar trebuie să se plătească un preț pentru lucrul acesta. Ce ziceți? Avem timp de comuniune cu Dumnezeu? E un lucru valoros, nu? Să ai timp și liniște. Să poți, uite, să ieși în natură și să auzi păsărele, să vezi creația lui Dumnezeu, munții falnici, uriașul care freamătă frunzele bătute de vânt, să-ți aduci aminte că vântul nu-l vezi, dar îi vezi efectele de discuția cu Nicodim. Să poți liniștit fără ca să mai auzi sirene, oameni agitați, fețe încruntate.
să poți să auzi glasul lui Dumnezeu să-ți vorbească, să ai comuniune cu Dumnezeu într-un loc retras și liniștit, e un lucru, nu, valoros. Poate este cel mai valoros lucru, zic poate, pentru că las la fiecare, la dispoziția fiecăruia să evalueze lucrurile. Te poți muta într-un loc retras de munte și poți avea privilegiu și șansa să ai comuniune liniștită cu Dumnezeu, dacă asta cauți, dacă este exact ceea ce vrei. Dar se plătește un preț pentru asta. Nu, ca să poți să fii într-o astfel de zonă, ați văzut că este un loc în care nu poți să câștigi mare lucru. Pentru că nu este o zonă de afaceri frumoasă. Poate va fi nevoie de privațiuni, poate va fi nevoie să-ți restrângi viața destul de să o trăiești extrem de simplu. Dar câștigi așa ceva. Dacă se merită, trebuie să te gândești că este un preț. Dacă vrei celălalt, da, se pot câștiga în altă parte, clar, o să poți să ai mai multe lucruri, mai multe facilități, o viață mai largă în ceea ce privește cheltuielile, dar nu o să ai liniște. Nu o să ai liniște, nu o să ai timp suficient și nici cadrul potrivit pentru comuniunea cu Dumnezeu. Este un lucru, dar cu prețul altui lucru. Îl putem obține unul sau altul. Psalmul 72 cu 3. Munții vor aduce pace poporului și dearurile de asemenea ca urmare a dreptății tale. Găsești pacea și liniștea, dar pentru mulți e frumos, e bine să ai liniște, dar nu e atât de bine ca și când ai avea bani sau alte lucruri. Observați, oamenii, unii plătesc, unii nu plătesc. Depinde cum evaluezi lucrurile și ce vrei mai mult în detrimentul la altceva. Câștigi ceva în detrimentul la altceva. Comuniunea și timpul petrecut cu ființele dragi. Pentru unii poate să fie un lucru foarte valoros, pentru unii poate să fie un lucru mai puțin valoros. Să trăiești viața aproape de cineva drag și să fii cât mai mult timp împreună. Să ai timp să discuți, să te cunoști, să te ajuți reciproc. Pentru unii este extrem de valoros, pentru unii e frumos, e plăcut, ar fi dezirabil, dar nu este posibil. De ce? Pentru că trebuie să plătești un preț pentru lucrul acesta, să fii împreună cu cei dragi, mereu, în fiecare zi. Să mănânci, să lucrezi, să stai în ambianța aceasta și să te bucuri. Viața aceasta trecătoare să fie trăită aproape cu cei dragi, dar e un preț. Dacă stai cu ei, ce crezi că câștigi atât de mult? Dacă ai merge pe altă cale, ai putea să câștigi mult mai mult. E clar lucrul acesta. Este indiscutabil. Nu este o iluzie. Nu. Haideți să ne gândim la Rut, Orpa și Naomi, nu? Rut, să citim Rut 1 cu 9 până la 17. Naomi le spune celor două nurori, băieții ei muriseră, soților, și le spune să vă dea Domnul să găsiți o dignă fiecare în casa unui bărbat. Și le-a sărutat, cu alte cuvinte, duceți-vă pentru că este mai simplu de voi dacă vreți să vă realizați, să nu stați să aveți o codiță după voi, adică eu o femeie bătrână. E mai greu dacă sunteți cu mine împreună să vă realizați din punctul acesta de vedere. Dacă vreți să căutați un bărbat tânăr și să aveți șansă, sunteți fete tinere, frumoase și vă găsiți undeva o casă, frumoasă, cineva vă ia de soție, duceți o viață confortabilă. Și mine, ce-i rău în asta? Nu. Nu-i rău nimic, problema că trebuie să alegi ceva în detrimentul altceva. Trebuie să renunți la Naomi ca să poți să-ți găsești un viitor tu. Nu? Dacă te aranjează lucrul acesta, e regulă. Sigur, aici nu este de culpabilizat, ci e doar de învățat. Tema n-are de a face cu culpabilizarea cuiva sau la ceva. Alegem fiecare, dar trebuie să fim conștienți că se face cu un preț. Urma decide. Întotdeauna, la final, se va vedea dacă am ales corect sau nu am ales corect. Și le-a sărutat. Ele au ridicat glasul și au plâns. Pentru că ar fi vrut să nu se despartă de ea. De ce? Era o ființă dragă. Era o femeie deosebită. Rar găsește astfel de oameni în lume. Caracterul ei este admirabil. O femeie atât de altruistă, atât de iubitoare, atât de înțeleaptă, atât de bună. Rar se găsește. Este, din punctul meu de vedere, un privilegiu să ai de-a face cu astfel de oameni. Ar merita să faci eforturi ca să fii cu ei.
Naomi a zis, întorceți-vă, fiicele mele, pentru ce să veniți voi cu mine? Adică, care ar fi motivul să plătiți un preț atât de mare? Mami, oare fi în pântecele meu ca să poată să fie bărbații voștri? Și ele au ridicat glasul și iarăși au plâns. Orpa a sărutat pe soacră sa și a plecat, dar Rut s-a ținut de ea. Orpa a tremurat în fața unei decizii, dar s-a gândit, dacă rămân cu Naomi, mi-ar place să rămân cu Naomi. E o femeie bună. Cine a avut o soacră de genul acesta? Cine a avut o părtășie? Cine a fost iubită? Nu m-a iubit poate mama mea ca și femeia aceasta. Da, dacă rămân cu ea, o să fie mai greu să-mi găsesc un bărbat. Eu mă descurc mult mai repede, pot să încep din nou viața. A plâns cu durere, dar a plătit prețul. Prețul fiind Naomi pentru ca să-și atingă visele ei. Dar Rut s-a ținut de ea. Naomi a zis către Rut, iată cumnata ta s-a întors la poporul ei, la Dumnezeu, întoarce-te și tu după cumnata ta. Rut a răspuns, nu sta de mine să te las și să mă întorc de la tine, încotro vei merge tu, voi merge și eu. Unde vei locui tu, voi locui și eu, Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Unde mor tu, acolo mor și eu, nu? Și când a văzut atât de hotărâtă, de ce? Ea era dispusă să plătească un preț pentru altceva. Renunț la siguranța mea. Renunț la posibilitatea de a mă mărita aici în țara mea, unde e mai ușor, știu limba, mă descurc în altfel. Sunt tânără și asta. De ce? Pentru că mi se pare că e mult mai valoros să rămân cu tine. Nu vreau să te pierd sub nicio formă. Ține la relația aceasta cu orice preț și sacrifică altceva. Sacrifică pentru că în loc repede să se mărite, se duce în țară săracă și uite că adună boabe de pe jos. În loc să aibă o masă cu un bărbat bogat, așa, merge ca ultimul om și culege de pe jos, ca un sărac lipit acolo, transpirată, fără deodorante, fără rimel și fără pudră și toate celelalte, fără creme speciale, plină de praf, murdară, nu știu câte rânduri de țoală o fi avut, dacă o fi avut, mâncând grăunțe prăjite, dar fericită de ce? Și-a atins scopul. A păstrat relația, s-a bucurat în fiecare zi de relația aceea când se întâlnea cu Naomi, o vedea în fiecare zi pe Naomi, mâncau împreună, vorbeau împreună, s-au iubit și au stat. Până la urmă Dumnezeu e bun, pentru că a făcut ceea ce a trebuit, i-a dat un bonus, a atins ceea ce cealaltă nu știu dacă a atins. Poate o fi atins și cealaltă, dar aceasta Rut a câștigat mai mult decât Orpa, categoric a câștigat mai mult, mult mai mult decât Orpa. Dar și dacă n-ar fi atins lucrul acesta, credeți că Rut ar fi fost nemulțumită chiar dacă ar fi trăit o viață mai dificilă? Nu, pentru că ea de la început a cântărit lucrurile și ea, de fapt, a câștigat ce și-a dorit. Și-a dorit relația cu, să păstreze cu orice preț, relația cu Naomi. Să plătește un preț, nu? Să plătește un preț, dar câștigi ce vrei. Important este că la final să fii foarte fericit, să fii bucuros și să spui s-a meritat. Nu-mi pare rău nici un pic pentru ceea ce am plătit pentru atingerea acestui lucru. Sănătatea are și ea un preț. Credeți că are un preț sănătatea? Și anume, care e prețul care îl plătești pentru sănătate? Renunțarea la obiceiurile rele, la poftele vătămătoare. Sănătatea implică înfrânare. Trebuie să renunți la ceva, nu? Eu vreau să mănânc orice vrei. Mănânci orice vrei, dar nu în detrimentul sănătății. Pierd sănătatea, sigur, nu? Dacă ești în fața mâncărurilor înșelătoare, în Proverbe 23 cu 1 la 3 spune că să spui un cuțit în gât ca să nu poftești la mâncărurile acelea alese, că sunt o hrană ispititoare, înșelătoare este. Sigur, îți pui cuțitul în gât, renunți la cutare, cutare și cutare, dar păstrezi sănătatea, câștigi sănătatea. Observați, cine nu ar vrea să fie sănătos? Gândiți-vă dacă aș pune întrebarea aceasta. S-ar părea penibilă, dar nu-i penibilă, e foarte serioasă. Cine vrea să fie sănătos, ca și când este cineva care n-ar vrea să fie sănătos? Întrebarea mea are bun simț, să știți. Are bun simț și răspunsul este în doi peri. Problema este că dacă vrei să fii sănătos, trebuie să renunți la ceva, la poftele vătămătoare și orice lucru care contravine sănătății. Sunt lucruri la care trebuie să renunți categoric, ca să fii sănătos. Sigur, câștigi sănătatea, dar în detrimentul obiceiurilor, tabieturilor toale care poate nu sunt bune. Nu? Așa că întotdeauna este ceva cu prețul altceva. Oamenii ar vrea în realitate
Realitatea este că majoritatea oamenilor nu sunt dispuși să plătească prețul pentru sănătate. Chiar și cei bolnavi le spui, uite, te poți face sănătos, dar uite, asta e regimul. Asta este vindecarea. Cine vrea să se vindece? Toată lumea ar vrea, dar când e vorba de preț, prețul însemnând schimbarea categorică, obiceiul un tratament drastic, care înseamnă dezintoxicare, nu curățirea organismului, schimbarea stilului de viață, și cu cancer sunt unii care trebuie. Unii sunt dispuși să plătească prețul, dar unii, am văzut chiar bolnavi de cancer, nu sunt dispuși chiar în fața morții să plătească prețul ca să poată să se refacă, să aibă șansa cel puțin de refacere. Așa suntem. Observați, până la urmă, alegem ceva cu prețul la orice altceva și asta este adevărat. Există un sofism și cel puțin acum, dacă medităm și ne rugăm, poate îl înlăturăm din minte. Dumnezeu ne poate ajuta să scăpăm de el. Sofismul înseamnă o rătăcire, o eroare foarte subtilă. Cu cât e mai subtilă, cu atât e mai periculoasă. Că putem câștiga ceva fără prețul la altceva. Sau că putem obține două lucruri contrarii care se exclud. Acesta e un sofism și va duce întotdeauna la decepție. Final va duce la decepție, pentru că e amăgitor. O mulțime de biserici și pastori încurajează, predică sofismul că poți câștiga ambele lumi și că nu trebuie să plătești un preț pentru obținerea lucrurilor. Tocmai de aceea, în viziunea multor pastori, membri care sunt oameni ai lumii, oameni în care se vede mândria, materialismul, alegerile lumești, dar în același timp li se predică că pot obține mântuirea, împărăția lui Dumnezeu este a lor. Acesta este un sofism. Luca 18 cu 18 până la 23 este de acel fruntaș, acel învățător, acel tânăr care a fost atras de Domnul Iisus. A întrebat pe Iisus: bunle învățător, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și a spus: păzește poruncile. El a insinuat că le-a păzit din tinerețea lui. Atunci Iisus i-a spus aceste vorbe: îți mai lipsește un lucru, vinde tot ce ai, împarte la săraci și vei avea o comoară în cer, apoi vină și urmează-mă, ăsta e prețul. N-ai zis tu că vrei să câștigi împărăția cerului, vrei să fii cu mine, vrei să fii într-o părtășie cu mine? Când a auzit el aceste cuvinte, s-a întristat de tot, că era foarte bogat, nu era dispus să plătească prețul. Am vrea, dar nu suntem dispuși să plătim prețul. Realitatea este că nu putem obține acel lucru pe care îl dorim dacă nu suntem dispuși să plătim prețul. De aceea ar trebui să ne facem calculurile foarte, foarte bine. Matei 6:24, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Va trebui să excludă unul. Vrem să slujim pe Dumnezeu, trebuie să tăiem orice legătură cu Satana. Vrem să luăm lucrurile lui Satana sau ceea ce el ne propune, atunci trebuie să renunțăm la Dumnezeu. Căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Dacă vrei să fii credincios, trebuie să renunți la îngrijorări. În contextul după Matei 6:24 în jos, veți vedea că explicația aceasta cu doi stăpâni, din ea decurge inclusiv înțelegerea că dacă vrei să fii credincios, trebuie să renunți la îngrijorările de a în ce privește lucrurile. Neamurile le caută, tu vrei să fii credincios, nu trebuie să fii ca neamurile, trebuie să te bazezi pe Dumnezeu în orice situație, ori credință, ori îngrijorări. Vrei îngrijorări, renunță la credință. Termină-te cu ideea că ești și un om îngrijorat mereu și un om credincios. Nu poți să fii în forma aceasta. Este un preț de plătit și pentru rostirea adevărului. Iar oamenii care sunt trimiși de Dumnezeu ca să vestească adevărul curat și clar, trebuie să fie dispus să plătească prețul. Știți că este un preț ca să spui adevărul. Credeți că adevărul în timpul de față este iubit? E popular? E dorit? Nu, astăzi știți, se doresc oamenii. Pavel spunea că vor veni timpuri când oamenii ce o să spună? Ce o să ceară? Care este cerința la zi astăzi? Spuneți-ne lucruri închipuite. Știți ce înseamnă închipuite? Imaginare. Imaginația înseamnă că creează ea fantasme. Asta înseamnă minciuni. Oamenii spun, vrem minciuni. Orice altceva să ne spuneți, dar nu adevărul. De ce? Adevărul este dureros. Adevărul uneori taie, adevărul uneori osândește, adevărul uneori descopere lucruri care n-am vrea să le descopere. De ce e un preț ca să spui adevărul? Știți care este prețul?
Galaten 4 cu 16, m-am făcut oare vrăjmașul vostru pentru că v-am spus adevărul? Ieremia spunea și el 20 cu 7 la 10, m-a înduplecat, Doamne, și m-am lăsat înduplecat, ai fost mai tare decât mine și m-ai biruit. L-a ales pe Dumnezeu, a ales ceea ce, cu ce preț în fiecare zi sunt o pricină de râs, toată lumea își bate joc de mine. Căci ori de câte ori vorbesc, trebuie să strig silnicie și apăsare, că asta era. Asta era adevărul. Așa încât cuvântul Domnului mi-aduce numai o cară și bajocoră toată ziua. Căci aud vorbele ale multora, spaima care domnește împrejur. Învinuiți-l, strigă ei, haide să-l învinuim. Toți cei ce trăiau în pace cu mine pândesc să vadă dacă mă clatin, dacă fac vreo greșeală. Un piculeț să vadă de ce, ca să te învinuie. Și zic, poate se va lăsa prins, vom pune mâna pe el și ne vom răzbuna pe el. De ce era toată răzbunarea, toată vrăjmașia? Pentru că pur și simplu este adevărul. Orice predicator, orice om ar trebui să știe că dacă vrea să fie un exponent al adevărului, va pierde relații, va câștiga bajocoră, multe tensiuni, va avea poate și pierderi materiale, va avea durere, va trece prin suferință și poate și persecuție serioasă datorită simplului fapt că va spune adevărul fără să oculească. Lucrul acesta este un preț care trebuie să-l plătim întotdeauna. Vrei să spui adevărul? Vor fi probleme. Dar trebuie să te gândești în schimb și dacă nu spui adevărul, sigur o să câștigi ceva. Se câștigă ceva dacă nu spui adevărul. O să fii mai prieteni întotdeauna. Întotdeauna am să vă flatez. Vă zice că suntem în relații foarte bune, dar oricum nu o să vă fi prieten doar de suprafață, că prietenile făcute de genul acesta. Poate există medii în care oamenii îți dau și bani mulți numai ca să le vestești de bine, pentru că oamenii plătesc pentru sedarea și liniștirea conștiinței și pentru speranțe care li se dau când ei știu că nu au o viață care să merite speranța. Dacă te gândești că asta este exact ce vrei, poți să ocorești adevărul și să spui povestioare închipuite, să-i menajezi pe oameni cu prețul acesta, dar vei pierde ocazia să le spui adevărul, vei pierde ocazia de a iubi pe Dumnezeu și a reprezenta pe Dumnezeu în același timp, iar eu cred că asta este o pierdere infinit mai mare decât orice altceva. Înțelegând cât de real și quasi prezent este acest principiu, câștigi un lucru cu prețul altuia pentru că este omniprezent, să știți, în viața noastră, trebuie să ne facem bine calculele, ce-i câștig și ce-i pierdere. Întotdeauna trebuie, când vom face ceva și vom alege ceva, trebuie să ne gândim bine care-i prețul care trebuie să-l plătesc. Cântărește bine și dacă crezi că acel preț se merită pentru tine, că ceea ce câștigi este incomparabil mai valoros cu prețul pe care îl plătești, atunci fă-o. Dacă vrei să obții un lucru și te gândești că nu e niciun preț de plătit, asta este doar o copilărie și o greșeală, o eroare. Trebuie întotdeauna să te gândești ce câștigi și la ce renunți. Galateni 5 cu 17, că și firea pământească poftește împotriva Duhului, și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice una altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. E atât de frumos, deși nu e atât de plăcut pentru noi, că nu poți să faci tot ce vrei. Faci ceva, câștigi ceva în detrimentul la altceva. Trebuie să pierzi ceva și să câștigi ceva. Acum depinde ce-i câștigi și ce-i pierdere. Dumnezeu să ne ajute ca acest principiu înțeles, aplicat în viață cu ajutorul Duhului Dumnezeu, aplicat corect în viață, să ne ajute să tratăm cu discernământ problemele vieții și alegerile pe care le vom face, ne uitând niciodată că putem câștiga ceva, dar întotdeauna cu prețul la altceva. Câștigi ceva în detrimentul altui lucru. Dumnezeu să ne ajute să avem claritate, să facem alegerile corecte în lumina cuvântului Său și prin voia Lui. Amin.